Astăzi vom vorbi despre serviciul de salubrizare. Eu când am ajuns la Stănic, Moldova, salubrizarea localității o făcea firma Util Prest SRL, care avea angajat și avea o mașină de peste 30 de ani cu care strângea aceste gunoaie, fără niciun fel de pubele la oameni, pubele individuale, fără niciun fel de colectare selectivă, așa cum spunea legea din 2003, este legea prin care suntem obligați să facem colectare selectivă. În 2009 a apărut legea cu guvernanța corporativă și este important să știți că la momentul la care am ajuns eu la primărie am găsit așa, hotărâre de Consiliul Local din 2009, prin care Consiliul Local aprobă taxele anuale pe care să le plătească populația conform legii în vigoare, respectiv legea spune că taxa se plătește per persoană, nu per gospodărie. Dar eu am găsit, dragi stăniceni, impozitul pe gospodărie. Și dacă era în gospodărie o persoană, plătea 11,5 lei, dacă erau 7 persoane, plăteau tot 11,5 lei. Asta însemna o încălcare a legii. Cu deranjul pe care vi l-am făcut la momentul respectiv, am trecut la respectarea legii, respectiv în 2018 am impus taxa per persoană. Și imediat după aceea am plătit datoriile pe care această societate Util Prest le avea de primit de la primărie, dar între timp au fost și două termene în instanță. În decembrie 2016 și în februarie 2017 am avut somație de la instanță pentru intrarea în insolvența acestei societăți pentru că nu și-a plătit datoriile către statul român. Respectiv, cum se întâmpla atunci? Se plăteau salariile, dar nu se plăteau impozitele aferente salariilor. Și atunci a trebuit să strângem cureaua, să luăm măsuri, să plătim aceste datorii, lucru care s-a și întâmplat de altfel. Și în 2018 am încercat să obținem licență pentru firma Util Prest SRL. Doar că legislația în vigoare nu ne-a permis acest lucru, având în vedere că o firmă de servicii trebuie să aibă un singur acționar. Respectiv, noi la Util Prest aveam acționari APA Serv cu 10% și Consiliul Local cu 90%. M-am dus, am studiat, m-am consultat cu specialiști în juridici, în juriști și s-a tras concluzia că nu putem să mergem mai departe cu firma Util Prest din această cauză. Poate vă amintiți că în august 2018, o lună de zile și jumătate, nu s-a luat gunoiul deloc de la Stănic Moldova și a ieșit un mare scandal atunci. Din această cauză, pentru că noi am fost blocați la groapa de la stația de transfer unde duceam noi gunoiul respectiv la Onești. Am luat măsuri și la 1 noiembrie 2018 am obținut licența de exploatare pentru serviciul de salubritate, care este un serviciu propriu al primăriei și de atunci, oameni buni, și până acum acest serviciu funcționează și a îmbunătățit foarte mult calitatea și la momentul acesta avem licență pentru 7 categorii de servicii de la colectat și transportat deșeuri menajere reciclabile până la măturat stradal și celelalte activități. Toate aceste servicii sunt autorizate și autorizația este până în 2023 valabilă. De asemenea, am făcut anual investiții. În decembrie 2018 am reușit să achiziționăm 1000 de pubele, am distribuit în stațiune și am pornit distribuirea pe vale. În 2019 am terminat, am mai cumpărat încă 600 și am finalizat distribuirea de pubele la fiecare familie, are două pubele, una pentru colectare selectivă, pentru reciclabil și una pentru menajer. Am făcut investiții în achiziționarea unui tractor, în achiziționarea unui Renault basculabil, o mașină basculabilă de 3,5 tone cu care strângem gunoaiele pe anumite zone, dar în principal în această mașină strângem reciclabilele. Aceste reciclabile se predau la stația de transfer Onești și an de an crește cantitatea de materiale reciclabile, de deșeuri reciclabile pe care noi le colectăm.
De asemenea, am reușit la serviciul de salubritate să dotez angajații de acolo cu unelte, cu scule, cu salopete. Nu aveau nici măcar salopete, oameni buni, strângeau gunoaiele în training. Unde vă sunt salopete? N-am avut niciodată, domnul primar, îmi răspundeau oamenii. Respectiv, astăzi acești oameni au toate condițiile, îi vedeți pe stradă echipați frumos și la momentul acesta suntem foarte aproape de finalizarea licitației pentru achiziționarea unei mașini de transportat, de colectare de gunoi, compactoare, o investiție de aproape 100.000 de euro. Adică, în doar un an și jumătate, în octombrie facem 2 ani de când am luat licența, de fapt la 1 noiembrie a fost pus în funcție licența, am reușit să îmbunătățim foarte mult colectarea și transportul acestor gunoaie și după cum știți, dragi slăniceni, în anul 2020 taxa a fost redusă, pentru că între timp am obținut ca să nu mai plătim după planul anual care a fost aprobat în 2009, am obținut toate localitățile din județul Bacău, nu numai Slănic Moldova, a fost un punct de vedere comun și până la urmă a trebuit să fie agreat, vom plăti la cantitatea de deșeuri pe care noi o predăm la stația de transfer Onești. Respectiv, am redus cu un leu, cu 10% taxa și la anul o mai reducem dacă dumneavoastră vă veți strădui să colectați selectiv, pentru că la finalul anului acesta vom face un bilanț între costuri și venituri pe partea aceasta și ele trebuie să fie echilibrate. Legislația nu ne permite să plătim din bani publici deșeurile populației. Ea spune că toate aceste deșeuri trebuie plătite din veniturile de la populație. Poluatorul plătește este sloganul pe care se lucrează în acest domeniu. De asemenea, am achiziționat măturători electrice cu baterii, cu tot felul de, am îmbunătățit tehnologic tricicleta electrică cu care se strâng gunoaiele din parc, cu care se înfrumusețează cărămflori, facem tot felul de lucrări. De ce? Pentru că manopera costă din ce în ce mai mult și decât să avem, dau un exemplu, 20 de angajați, avem 15 angajați și 5 angajați reprezintă o economie, dar la momentul acesta suntem bucuroși, chiar în vara aceasta am angajat 5 persoane sezonier, pentru că activitatea noastră are un vârf în perioada aceasta de vară și vom merge pe acest plan. Vom avea pentru 6-8 luni pe an sezonieri care vor contribui pentru vârful de activitate și după aceea rămânem cu angajații de bază, de asemenea o măsură prin care chipzuim, prin care facem ca banul public să fie cheltuit eficient. Tot la capitolul salubrizare vreau să vă spun că am cumpărat acele huse metalice pe care le vedeți în principal în stațiune, dar sunt și pe vale și urmează să mai completăm, prin care am reușit să acoperim containerul cu două scopuri. Scopul principal este să nu plouă în el, pentru că ploaia îngreunează în special deșeurile din carton și hârtie sau cele din textil și noi plătim pe greutatea pe care o predăm. Respectiv, noi estimăm că aceste huse într-un singur an își amortizează cheltuiala și al doilea aspect este pentru a asigura estetic și funcțional depozitarea deșeurilor și, nu în ultimul rând, să nu mai permitem celor care își iau deșeurile de la hotel, de la pensiune, de la restaurant și le depozitează în locurile publice ca să nu le mai plătească ei, să le plătească cetățenii. De asemenea, o măsură importantă a fost instalarea de sisteme de supraveghere aproape la toate punctele de colectare, prin care încercăm să supraveghem și să amendăm, unde este cazul, pe cei care nu respectă legislația, nu respectă normele în acest sens. La momentul acesta suntem pe un plan bun și sperăm că anul viitor să putem reduce substanțial taxa, în așa fel încât cetățeanul să fie din ce în ce mai puțin împovărat de această taxă.